Bună ziua! Bună ziua! Eu mă numesc Constantin, sunt reprezentantul companiei Livrare Flori Chișinău. Doamna Tatiana, domnul Anatol. Hai bine! Hai bine. Ei, avem pentru dumneavoastră un așa... un cadou mic, o floare de cameră, o orhidee. Pentru domnul Anatol, o sticluță de Martini Rosso. De Martini Rosso, așa-i mult. Și avem și o tortă care să împărțiți cu toți cei dragi. Da, mulțumesc. Și micuți. Atașat la toată... Dar din partea cui? Tați, cu pașul mărunt, să ajungem și la aceasta. Acum am ajuns la mesajul atestat la această surpriză. Cu permisiunea dumneavoastră, îi vei da citire. Da. Dragostea părinților este cea care ne-a făcut să fim oameni. Oameni fericiți acum. Dragostea voastră ne încălzește și ne luminează inimile și în continuare înfruntăm încrezător obstacolele vieții, pentru că știm că vă rugați pentru noi, ne veți fi mereu sprijin și alinare și la fel ne vom strădui să fim și noi pentru voi. Iubiții noștri părinți, cu drag, copiii Galina, Constantin, Cristina, Ana, Simon, ginerii Victor și Vania și Nora Cătiușa. Mulțumim. Poftim, sper ca să fim, doamna Tatiana. Dacă aveți vreun mesaj de mulțumire, puteți să-l spuneți în cameră, doamna Anatol, doamna Tatiana. Suntem nespus de surprins, neașteptat. Le mulțumim la copii pentru așa cadou. Și bine sănătoși, în continuare, să aibă noroc, Dumnezeu să-l urmărească, calea și dreaptă. Și mulți ani la toți. Trăiască fericiți! Mulțumim și vouă la cel! Mulțumim! Mulțumim frumos copiilor! Neașteptat a fost așa felicitare pare bine! Cu toate că mie nu-mi plac surprizurile, dar îmi pare bine! Să fiți sănătoși! Mulțumim! Mulțumim mult la toți copiii! Și așteptăm acasă! Mai des să vină! Livrareflori.md. Gestul contează.